Dacă vrei să-ți cumperi cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri, intră chiar acum pe neba.com și folosește codul Bergea pentru 3% reducere. Băi! What? What? Asta mai e golf? Da. Deci, atenție. Astăzi, care bagă ultimul, nu mai vorbește runda aia. Amice, făcuși pipi. Băi, legumă. Bă, dar de ce nu vorbești? E că am supărat pe tine, amice. Păi stai, bă, că nici nu jucarăm ca să stabilim care vorbește și care nu. Jucarăm. Bă, dar nu știu, că știi că mai ai 5 minute din filmarea asta, nu? Da? Că bă, restul 15 se turăm ca proști și te așteptam să intri. Da, că ți-e nu-ți plăcut. Hai, 3, 2, 1 și am început. Băieții, vreau foarte multe like-uri pentru vechea serie de golf. Nu, da, asta este una dintre cele mai loiale serii. Vai de mine. Pe bune. Da, uite bă, și așa voiam să-mi tac. Amice, taci. Și-o vrusesc să bag ultimul. Și, amice, și vezi că dacă îi zici acum orice, n-are ce să mai zică, că oricum da, n-are peste. Da, amice, scuză-mă, ideea e episodul fus să tacă din gură, nu să spune răutăți, nu, pare rău. Nu, dar oricum e prost, dar păi zic așa, că dacă ai ceva să-i zici acum, poți să-i zici. Gen, nu știu, ai o problemă personală cu el, cu mama lui, cu... Eu câștigai oricum. Și oricum o să câștig mereu. Pentru că eu nu pot să îngenunchez în fața la nimeni. E prostul meu, e un cățeluș pomerania. Hai să lăsăm în pace acum, să bage tot ultimul. Hai să tăcem toți. Nu, hai să bage tot. Întrerup foarte puțin acest video, băieți, pentru a vă spune că acest clip este sponsorizat de Eneba. Eneba este o super platformă de unde tu îți poți cumpăra jocurile tale favorite la prețuri foarte, foarte mici și dacă folosești codul Bercea o să primești 3% reducere. Nu e mult, dar este acolo. Ai tot felul de jocuri, poți să-ți cumperi de asemenea și monede în jocuri și văd că și item în Fortnite și așa mai departe. Adică poți să cumperi o mulțime de chestii, ai o varietate mare de iteme, de jocuri și așa mai departe. Intră chiar acum pe primul link de descriere, folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Ultimul că trebuie să tacă, să tacă în episodul pe șamașel. A, da mă, să tacă de tot. Bare să tacă pe șamașel. Amice! Ești un pomeranian prost, băi! Mamă, chiar că, dar oricum e pomeranian prost. Da, oricum e cam pomeranian, dar e și cam prost. De nu ce cred. Nu puteți să fac mai devreme în zi? Și Lectoricu e totul pomeranian, la 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 la. Amice, amice, ăsta, păi tu nu vezi că își filmă, gata, acum își pierdut toată buna dispoziție. Ia-și mă afară pișama și pe tine de YouTuber de mâna. Auleu, amice, ce urât vorbiși. Că ăsta e YouTuber de mâna. Amice, vrei să-ți mai zic o dată? Am făcut și eu, bine, eu. Eu am susținut un giveaway la Dr. Shield, au câștigat 2 băieți, 2 birouri. I-am dat și eu unuia din câștigători, frate, bravo, ai câștigat! Pe Instagram, cum se face? Da, salut, ai câștigat, nu știu ce! Vreți să vă auziți răspuns? Ia. Salut! Și atât. Da, mă omoră fața lui amicu, asta e inexpresivă. Bă, amice, nu mă să ia ce față are, uite-te la el! Păi nu, dar știu ce, amice, știi ce-i zis ei? Păi și-l vrei? Mă jur! Bă, amice, dar dar noi parcă filmam și cu legumă. A, dar chiar, bă, parcă filmam și cu el. Amice, dar parcă și cu legumă. Dă, bă, pomeranianule ce ești. Pomeranian, bă, dar nu prea-i place, a? În jumătate oră așa ești. Cât e pomeranian din ăla. Bă, amice, dar tu ești cam și pomeranian, dar cam și din ăla. Bă, dar voi cum filmați cu eu simt Forza? De curiozitate așa. Simplu. Ia, că vreau să aud, hai. El de la calculatorul meu? Da, și parcurs de la calculatorul meu. Da. A, crezi că e limpede. Că-l trimis pe capul meu. Nu, e limpede, frate. Dar ce ai mult cu el? Ce bă, trebuie să tac, mă. Credeam că-l trimis pe pomeranianul ăla pe capul meu. Ia să vedem câte... A, e bine. Hai să vedem. Bă, dar de unde-l mă tu vorba asta cu pomeranian? Bă, dacă ești pomeranian din ăla. Ce vorbă de căcat ca tine? Ia uși tu, pomeranian. Băi, pomeranianule, taci din gură. Azorel Hamam, pam. Taci din gură. Pomeranianule ce ești. Nu, ce? Mă, ce dracu are? Nu te cred. Mă mir. Este, băi, pomeranianule. Hai să tot am imunosul tace. Un pic șmecher, îl făceam pe dulăul ăla să tacă din gură. Uite-te la el, până acum stă așa mic, pricăjit și brâde. Amice, da, ia dă-ți ochelarii aia, ce-s te-a frumos.
pentru episodul ăsta. Hai, sălbaticule, iar lași pe Azorel Hamham ăsta. Acum uite, acum apare că mai spune ceva în fața lui. Da, ne tuns și ne pensa de mult. Al dreptul, mare panoramă și elegul ăsta. Când vrea el. Nu pot mereu amici, uneori mai mă chinui, dar nu. Bă, da, știi ce am realizat? Că eu uneori nu-mi dau seama. Ce făcui, bă? Bă, explodai planeta. Bă. Yes, na! Pișeam aș pe el de pomerania prostă. Bă, amicu, să zică ceva. Nu mai gata, să tacă din gură. Amici, ce să ții minte? Pomeranian mai cheamă și Azorel. Cum stii chemăm Azorel pomeranianul? Auzi tu. Bă, să ții minte că vreau să-ți au ceva să zici. Amice! Amice! A, stai că n-ai voie să vorbești. A, scuze, amici. Ham. Fă și tu ham, bravo, măcar. A, nu vreau. Nu, bă, că e băiat rău. Ia, uite, Azorel. Ia, uite, bă. Bă, amice! Ham. Bă, uite asta până la final. Lasă să uite, măcar să scăpăm de el. Midiu. Deci nu vine să cred, ea. Dacă e să... Ia, yeah, dacă o iau eu... Bine, mă! Oh, mea! Iarăși bagă amicul ultimul. Amicu e pomer... Oprește azi! Mea! Ce făcuți amici? Iar ultimul... Nu că nu să vorbească! Hai să tășim și noi! Hai de lâncarici! Ia? Ce trebuie să fac pe aici? A, să nu iau. A, aia trebuie să fac. Amicu, e pomerania. Dacă puteam să dau un voi, împingeam pe unul din voi înapoi. Pomerania. Acum, amice, bă, uite. Te făcuse... Da. Amicu, pomerania. Nu te cred. Nu te cred. Iartă-mă, îmi cer. Zimice, ce vrei să zici? Uitai. A, nu te cred. Bă, da. Nu te cred. Uitai, dacă mă jur. Deci nu te cred. Uitai, amici, ce vrei dacă uitai? Păi ies! Nu mai ieși, bă, gata. Păi cum adică nu mai ieși? Păi dacă, băi, ce să ieși? Păi eu te așteptam atâta să-mi spui ceva și tu ce făcuși? Îmi zisei că am ajuns, gen, eu nu-l deosebesc pe amicul cu ochelari sau fără. Că am obișnuit cu el așa. Uite, cum, amice, că tu adică mă gen... dăști decât pe filmări cu ochelari. Aia zic... Dar poți să te taci, că eu mă așteptam să-mi spui altceva. A, ce, să-l înjur? Da, bă, stai-mă din gură, bă, copile! Ei, pomeranianule! Domn pomeran... Domn Semaca! Salvaticule, mai dai? Nu. Stai-mă, na, că îl faci... Ai fi vrut tu, băi, pomeranian mic ce ești. Cu toții sunteți niște pomeranieni mici. Wow! Dă-mi viteză, dă-mi viteză, dă-mi viteză, aia... Bă, stai mă puțin că la gaura trecută eu băgai! Eu băgai primul! Dar de ce taci din gură? Păi nu știu! Ce că e prost! Gata, prostul de legul mă trebuie să tacă din gura aia spurcată pe care aș dau-o cu săpun. Amice, cu... Dar numai cu săpun, amice! Eu aș mai dau-o cu câteva condimente. Cum ar fi? Sos de ceacă cu gorgonzola. Mea! Aoleu! Ce gustos! Amice? Ce da. Vreau să le trag această mărturie. Amice? Nu, n-ai cum. Ia uite bă și taci iar din gură bă. Păi dar are plină gură de sos! Gura păi asta e ultima gaură, ce să mai... Ia să vedem. Hai bă, să nu-și fac amicul intro, legumă. Repede. Auto. Așa. Nu. Hai că avem șanse. Bă, dar foarte puțin asta. Vreo 9 minute a durat asta. Mai tragi și tu un pic de timp. A, nu, e în caz. Amice, dă-i și tu mai tare. Vreau să fac și auto. Ia uite bă, da, deci, taci, amice, ce bine e că nu are cum să mă întrerupă handicapatul ăla mongoloid. Tu!
Da, mă, da. O să te întrerup eu. Bă, mai taci! Băieții, ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Iar noi, sigur, ne vedem data viitoare. Eu am cel mai șmecher web, ca să vedeți cine investește aici și cine nu. Pa, pa!